George Topărceanu, Memorii de război Capitolul 2 Focurile Peste zi primim vestea că posturile noastre de grăniceri au fost atacate noaptea de bulgari. Grănicerii, după cum se stabilise mai dinainte, au pus foc pichetelor și s-au retras. Nu știm câți din ei au căzut. Spre seară, Cerul e acoperit de nouri, vineți și vântul începe să bată tot mai tare din susul Dunării. Apa e plumburie. Toată priveleștea e învăluită într-o lumină vânătă, care, cu apropierea înserării, împrăștie pretutinde în un aer de dezolare. Și pe când amurgul se prelungește apăsător, plin de presimțiri, pentru cea din urmă oară stăm la masa infanteriștilor. Vorbele cad rare în mijlocul tăcerii în care ne cufundă pe toți gândurile. Un soldat vine și ne spune că au alungat doi lupi care dădeau târcoale prin prejur. De când a început războiul, ligioanele s-au înmulțit prin părțile acestea, în loc să fugă. Când ne-am ridicat de la masă și am venit la cupole, noaptea era păcură. Numai pe vârful colinei noastre două lămpi electrice, acoperite pe o parte ca să nu fie zărite de inamic, se clătinau în bătaia vântului, luminând slab niște grămezi de nisip și munca tăcută a lucrătorilor de noapte care se învârteau ca niște vedeni în jurul gropilor de tunuri. Și abia intrasem în maghernița mică de scânduri, rămasă acolo de înaintea mobilizării, când o bubuitură scurtă, înfundată, acoperită numai decât de vuietul vântului, ne făcuse tresărim și să ne uităm unul la altul era primul foc de tun care răsuna pe câmpiile turtucăi în noapte. El ne vestea că războiul adevărat începe și, desigur, în aceeași clipă, el a răsunat la fel în sufletele celor câteva mii de oameni care, înfundați prin tranșee, înconjurau cu șirul lor subțire orășelul murdar, gemuit, ca un pui de cadână pe malul Dunării. Când am ieșit afară, o priveliște stranie ne încremeni. Spre miază zi, nu departe, două incendii mari spărgeau întunericul în două locuri cu reflexele lor uriașe. Cum izbucniseră, când au avut vreme să crească atâta. Colina din față, cu toate amănuntele ei, tăiate parcă din marmură neagră, se zucrăvea în mișcare pe lumina sângerie. Un singur copac izolat, drept pe culme, se vedea zbuciumat în bătaia vântului sinistru. Parcă ar fi vrut să fugă, dar, țintuit locului, își frământa ramurile într-o parte ca niște brațe deznădăjduite. Oamenii își lăsaseră lucru și priveau tăcuți. Întrebăm la telefon. Ni se răspunde la conii că dușmanul a atacat înspre Daidâr. Ard două sate. În vremea asta, tunuri bat rar, la intervale neregulate. Între cele două focuri se arată din când în când dunci roșii de lumină care taie întunericul o clipă, subțiri și repezi, ca liniile efemere de văpaie pe care le lasă în urma lor stelele căzătoare. În sectorul nostru însă e liniște și noapte pustie. Nici n-ai bănui măcar că de aici, de lângă mal și până la Antimovo, sute de oameni stau într-o încordată așteptare. Tunarii noștri, afară de cei care sunt de gardă la lucru, s-au culcat, unii în bordei, alții pe afară. Mă las și eu în iarbă cu fața în sus, dar nimeni nu poate să doarmă. Toți se frământă înfiorați de același gând. Tunurile nu sunt încă așezate, iar puștile lor sunt sistem vechi. Și chiar de n-ar fi așa, artileriștii n-au mare încredere în pușcă. Ne gândim în același timp și la camarazii, care în clipa asta, nu departe, pe colinele de la Daidâr și Staroselo, înfruntă primejdea, iar pe deasupra noastră, reflectoarele de lângă oraș scrutează întunecimile, aruncă fâșii largi și diafane de pulbere incandescentă, ca niște cozi de cometă, care apar și dispar necontenit, se mută prin văzduh și se sprijinesc câteva clipe ca un capăt pe un nor mergător, ușoare ca niște suluri de ceață, pe care temiri cum nu le risipește vântul. Astfel, noaptea trece încet și focurile se potolesc tot mai mult, odată cu apropierea zorilor. Soarele era sus când m-am deșteptat. Niște infanteriști se întorceau nu știu din ce recunoaștere pe lângă mal, pe sub dealul din față. Când ajung la noi, un caporal, foarte emoționat, ne spune că la marginea pădurii a fost primiți cu focuri de bulgari ascunși acolo. Nu știa ce s-au făcut cei doi sublocotenenți care îi conduceau. Pe unul l-a văzut căzând de pe cal, în goană, iar pe celălalt l-a pierdut din ochi. Cum ați putut să-i părăsiți așa?" îl întreb. Ce era să facem? Am tras focuri într-una, dar eram prea puțini." După amiază însă s-au întors și ofițerii, pe rând. Unul era teafăr, iar celălalt a căzut numai decât într-o criză de nervi în care îi se părea că își vede camaradul omorât. Spre seară, comandantul companiei de infanterie primește ordin să dea foc satului de lângă noi. Un grup de soldați cu șomoiage de gaz conduși de un sublocotenent pornesc să puie focul. Mă duc mai în deal, de unde îi văd cum coboară cu pază pe sub tranșee, în lumina cenușie a înserării cum dispar printre gardurile grădinilor și mă gândesc la fapta grozavă pe care datoria îi silește să o săvârșească. Alături de mine, locotenentul Z, om foarte de treabă și cu suflet de gospodar, care știe să prețuiască munca agonisită din greu, privește posomorât. Satul, întins de-a lungul colinei la picioarele noastre, fumega potolit din câteva ogeaguri. O femeie scoate apă dintr-o fântână un câr de gâște se întoarce de la baltă pe drumul mare în liniște. E tocmai ora de cină la sate. Îmi închipui în jurul măsuței rotunde câteva fețe de copii cu minți, un bătrân făcându-și cruce de omol, o gospodină care rânduiește ce trebuie la masă și cu inima strânsă aștept. Un hreamăt se ridică deodată din capătul satului unde răsar fără veste câteva lumini care se măresc văzând cu ochii și zvonul crește, se apropie, se răspândește în tot satul. Umbre speriate aleargă de-a lungul gardurilor prin ogrăzi, pe uliți. Satul întreg mișună acum ca un furnicar răscolit și larma crește. Să aud strigăte și chemări, apoi țipete de copii și de femei care aleargă nebune de la o curte la alta. Văpăile se risipesc mereu, focuri răsar necontenit, ici și colo arzând limpede în lumina scăzută a murgului. Flăcările se înalță pâlpâind, trosnind din clăi de fân, din pătule uscate. Să aud și câteva împușcături, unele mai aproape, altele mai departe, și se văd cete de oameni pe uliți care parcă se sfătuiesc între ei. Iar focul se întinde, cuprinde casele una după alta. Și, cu încetul, o ceată mai mare de oameni se alege spre marginea satului sub deal. E furnicar de umbre nelămurite ce se zbat se frământă, se amestecă în gloata gălăgioasă care sporește mereu cu cei întârziați. Glasul răgușite strigă. Unii cheamă rudele. Femeile își caută copiii. Apoi, un capă de convoi mohorât se formează pe coasta dealului din față, se lungește, se târăște la deal ca o omidă. Au pornit. Unde? Iar jos, în vale, satul, unde atâția din cei care pleacă și-au petrecut copilăria, au crescut și-au iubit. Satul cu ideile lui, cu casa părintească, cu amintirile, cu datinile și trecutul lui, rămâne în urmă arzând, prăpădit poate pentru vecie. Ne mișcați? Stăm și privim. Acoperișurile trosnesc. Flăcările se înalță de peste tot în voia lor și valuri de fum se amestecă sus Spre cele din tăi stele. Acum ulițele sunt pustii. Nu se mai aude niciun glas. Prin curți nu se mai vede nicio mișcare. Focul singur își mistuie prada în liniște. Într-un târziu, locotenentul se întoarce spre mine. Mare ticăloșie e războiul! Șoptește el cu vocea sugrumată.